Despre cobra se spune că este un șarpe elegant, impunător, mai ales atunci când este agresiv și are acel gât lățit care îi dă aspectul de rege cu coroană, de unde și porecla de King Cobra, care totodată, deși e nervos, poate să fie și docil, în ideea în care orientalii au reușit să-i dreseze folosind muzica. Sunt acele numere interesante în care un suflător agită un șarpe, dar îl ține într-o stare interesantă de control, astfel încât el nu atacă, dar nici nu dă regres și își apără teritoriul. Însă, până la urmă, în România, cel puțin când scui cobra, te gândești la așa ceva, la cel mai bine vândut Mercedes din toate timpurile și unul dintre cele mai fiabile modele și cel care a lansat cel mai fiabil și rezistent model diesel Mercedes produs pe o mașină de pasageri. Este totodată prima mașină de pasageri a lui Mercedes care a venit cu un motor turbo diesel în forma modelului 300 de turbo diesel, care s-a vândut mai ales în Statele Unite ale Americii, atât în format coupé, break, cât și în acest format de sedan. Este un model de succes pentru că e făcut în perioada în care lucrurile erau făcute să țină. Această mașină este fabricată pe 1 iunie 1979, ceea ce înseamnă că mai are un pic și face 43 de ani. Este recent cumpărată de către un amic, acolo unde mi-am schimbat ambreiajul la Honda și nu am putut să refuz ocazia de a filma un asemenea model și sunt convins că foarte mulți dintre voi veți gusta această prezentare. Nu trebuie să fie vizualizată în număr mari, nu pentru vizualizări și ratinguri fac aceste prezentări, ci pentru a lăsa pe YouTube niște materiale calitative. Printre cei care sigur vor gusta aceste materiale se numără Sorin, un tip care deține și el un model similar ce a apărut în trecut pe canal fiind filmat la Craiova. Cristian de la Cluj, care sunt convins că la un moment dat a condus așa ceva. Oameni precum Răzvan, care are un Audi 80 care a apărut pe canal. Un tip care sigur nu este fan Mercedes, însă sigur îi va plăcea acest model. Este vorba de Remus din Germania și tizul său, Remus din Pitești, care este fan asemenea modele. Și aș mai putea să enumăr, evident, pe Luigi, care deține două Mercedes-uri care au fost deja prezentate pe canal și care mi-a oferit ocazia să mă mai plimb cu ele în viitor și cred că voi accepta această propunere. Probabil a deținut și el cândva un asemenea model și mă gândesc că sunt oameni care se vor gândi la părinții lor văzând această prezentare, care probabil în trecut au deținut un asemenea model și din păcate în cazul unora nu mai pot sta de vorbă cu respectivii părinți ca să facă niște schimburi de impresii și de pânări de amintiri. Este exact genul ăla de reacție pe care am mai povestit-o, că s-a întâmplat în comentariile prezentării Audiului 80 a lui Răzvan, unde m-a bușit și plânsul efectiv când cineva a comentat faptul că îi plăcea acea mașină, tatălui o deținea, el nu înțelegea atunci ce era atât de plăcut la ea, pentru că era un copil mic care era dus la prima sa zi de școală în anii 90 și acum a ajuns să înțeleagă care-i faza cu mașina respectivă, dar pentru că tatăl său nu mai este printre noi, nu mai poate să-i spună acel lucru.
M-a lovit la corazon acel comentariu și o să fac tot timpul referință la el când va fi vorba de o mașină veche și cred că am și plâns pe prezentarea de la Fordul Sierra, al cărui proprietar de asemenea cred că va gusta această mașină. Este interesantă treaba asta pentru că nu e vorba despre o concepție materială. Nu contează vizualizările, prețuri, specificații, e vorba doar de povestea acestor modele care ne reunesc pe noi într-o mică comunitate numită Atelierul de Detailing. Și până la urmă voi sunteți sufletul ei, nu neapărat eu care le prezint, pentru că dacă ar fi să le filmez singur, da, mi-ar plăcea să le conduc, îmi place, mă bucur de ele, dar n-ar ști nimeni altcineva de existența lor într-un spațiu online. Așa că astăzi îmi propun să povestesc acest model așa cum am mai făcut și cu altele și cum chiar pe acest loc am mai povestit un urmaș al acestui model, care însă nu face parte din aceeași clasă, este vorba despre un W201, acel Baby Benz, care apăruse și el în continuarea acestui model și a fost de asemenea un model de referință din istoria brandului. Această mașină este una din primele la care Bruno Sacco a avut o contribuție, însă nu majoritară, pentru că modelul este conceput de antecedentul său, de omul care a ocupat înainte funcția de designer șef la Mercedes și care s-a ocupat de foarte multe modele de prestigiu, precum faimosul 600 Pullman, modele clasice W116, care erau S-clasul generației contemporane, modelele 114 și 115, care cumva au fost înlocuite de acest model, dar ele s-au vândut pentru o perioadă de aproximativ un an în paralel și s-au numit Dash 8, adică Slash 8 în română, pentru că fusese lansate în 1968 cu diverse motorizări și lungimi și formate de caroserie și pentru că mașina asta a avut o cerere atât de mare la lansare, n-aveau cum să o scoată pe aia din uz pentru că ar fi însemnat să nu poată să ofere clienților nimic. Și mașina asta deține un record în prezent în istoria Mercedes și anume faptul că era atât de căutat încât timpii de așteptare ajunseseră la vreo 3 ani atunci când a apărut modelul și un model foarte puțin rulat se vindea cu până la 5.000 de mărci, mai mult decât unul nou, deoarece era disponibil imediat cu banul jos. Exact chestia asta se întâmplă, cred că și în prezent în Argentina, când vine vorba despre piața de schimb valutar. Este cumva mai scump să schimbi valută pe stradă decât la bancă, numai că banii respectivi sunt disponibili imediat. Astea sunt niște dezechilibre până la urmă, ele tehnic n-ar trebui să se întâmple, dar uite că s-au întâmplat și s-au întâmplat într-o țară capitalistă, unde teoretic producția nu era o problemă, pentru că Mercedes-ul este un brand care vine din Germania Federală de Vest, nu din Germania de Est, care făcea Warburg-ul, Trabant-ul și alte mărci care erau conglomerate în acel brand general numit IFA, care au avut și ele meritul lor, însă erau destinate unor piețe diferite care n-au putut să concureze direct niciodată. Poate cel mai de succes brand estic care a avut ceva succes în partea de vest a fost Skoda în Marea Britanie în perioada anilor 70-80. Revenind la această mașină, este interesant de menționat cum a evoluat ea de-a lungul timpului, pentru că ei nu cred că au gândit-o neapărat ca un cal de povară. Da, fiind o clasă medie, este practic modelul care a dat naștere clasei E din viitor, acel 124W care s-a și numit E-clasă odată cu ultimul facelift de după anii 90, dar e clar că și-au dat seama că o să se vândă și de asta cred că au făcut-o și cu o gamă destul de largă de motorizări. Este primul Mercedes oferit break în stare de fabrică, pentru că celelalte modele vechi care erau de asemenea break, pontonurile, erau carosate de alte firme. Mercedes doar furniza mașinile, însă mai departe conversiile erau făcute în extern, pentru că la vremea respectivă Mercedes nu vrea să se asocieze cu ideea de mașina a muncitorului, break cu care car scule, marfă și muncitori. Însă și-au dat seama că totuși e o piață pentru așa ceva și că lumea nu caută neapărat un break pentru ideea de cărat marfă, ci pentru ideea de lifestyle, de stil de viață, de a avea o mașină puțin diferită. Așa că odată cu această ocazie au mărit producția, mașina asta a fost făcută în 3 fabrici din Germania, la Bremen, Sindelfingen și la Stuttgart și break-urile erau chiar oferite de fabrică, numite fiind T-Model, care venea de la Turismus und Transport.
Adică nu neapărat de la ideea de marfă, nici n-au fost oferite versiuni de cărat marfă, acele panel van-uri care nu au geamuri în partea din spate, și erau niște mașini foarte bine echipate, materiale foarte bune la interior, o suspensie hidropneumatică standard pe puntea spate pentru a păstra nivelul, dar cu echipaj și cu roți de 15 inci putea să transporte o sarcină cu vreo 200 de kilograme mai mare, aproximativ 700 în total, față de o versiune standard. Și aveau inclusiv două locuri disponibile suplimentar în portbagaj care erau rotite invers, exact așa cum face Tesla pe modelul S. Adică una din primele mașini cu 7 locuri. Conceptul ăsta de T-Model a fost însă dus mai departe la 1-2-4, care totodată oferea și tracțiune integrală și oferea un mecanism de închidere electric ca să nu trebuiască să trântești haionul. Foarte interesantă chestiunea asta. De asemenea, mașina asta a primit cel mai fiabil și rezistent diesel Mercedes produs vreodată. Probabil este unul dintre cele mai rezistente motoare termice din istoria umanității auto. El se numește OM617 și varianta sa supraalimentată OM617A. Ele dezvoltau până la aproximativ 125 de cai, o putere modestă după standardele moderne, dar gândiți-vă că chestia asta se întâmpla acum 40 de ani și acele modele au fost foarte căutate în America, acolo unde recentele legi impuse de Jimmy Carter au omorât practic mașinile de litraj mare. Odată cu criza petrolului din 1973, când țările OPEC au refuzat să mai vândă petrol Occidentului, ceea ce oarecum se întâmplă chiar zilele astea, dar sursa necazului este în altă poziționare geografică, benzina nu că s-a scumpit, nu mai era. Și atunci și-au dat seama că nu-și mai permit să producă motoare mari. Și atunci a venit primul val de downsizing în America. Mașinile au început să fie făcute și cu tracțiune față, au început să fie mai mici și și-au dat seama că acele land yacht-uri nu-și mai aveau rostul. Și mașina aia venise la perfect, pentru că fiind un turbo diesel avea un consum mic și în ultimul rând pentru că era un motor extraordinar de robust, era mega fiabil și lumea mergea foarte mulți kilometri cu ele. Este epoca în care cred că toate mașinile oricărei mărci erau făcute bine. Așa că sintagma asta Mercedes și restul, deși era cumva mai adevărat în anii respectivi, putea fi extrapolată la oricare brand. Și dacă stăm să ne uităm la modele, am avut o variație destul de mare. Au existat sedanurile acestea, W123, au existat modelele C123, care erau niște cupeuri fără montant B, puțin mai scurte și care aveau motoare ceva mai bine înzestrate și cu niște faruri cu o formă dreptunghiulară pe partea interioară, iar modelele mai slabe aveau niște faruri cu pălării rotunde în interior, care se numeau ochi de bou în traducere și erau numite umoristic așa de către presa internațională. Pe urmă au fost modelele S123, care erau de fapt acele T-Model și chiar se numeau T pe spate, să nu fiți induși în eroare dacă vedeți un asemenea model, de exemplu 230TD. Nu este un turbodiesel, ci este un diesel aspirat PREC. Ele se numeau S ca serie de șasiu. Pe urmă mai erau modelele V123, care erau niște limuzine extinse cu 63 de centimetri, ce puteau să fie folosite, de exemplu, ca taxiuri, pentru că aveau încă două locuri suplimentare, nu neapărat și încă un rând de uși. Și au fost niște versiuni separate, gândite ca șasiu lung, pentru diverse conversii de ambulanță, dricuri și alte vehicule comerciale. În general, cam la toate seriile de producție Mercedes, tot timpul s-a practicat ideea de a vinde și un șasiu lung pentru diversi carosieri externi care să facă diverse conversii. Se întâmplă și în prezent treaba asta. Opțional, mașina asta avea destul de multe dotări luxoase pentru acea vreme. De exemplu, ABS, un diferențial cu alunecare limitată autoblocant pe spate, o suspensie hidropneumatică pentru modelele BREC. Pe urmă au venit cu niște chestiuni interesante de siguranță prin faptul că aveau airbag-uri. Unele din primele mașini care au primit opțional aceste airbag-uri, însă costau enorm. Ele erau situate ori în volan și în partea laterală a pasagerului și puteau să dubleze la propriul prețul mașinii. Altă opțiune extrem de costisitoare era un telefon în mașină de la producătorul Becker, care se numea BKD. Acela costa aproximativ 18.700 de mărci, în timp ce un model de bază 200 benzină costa 18.000 de mărci. Deci dublai prețul mașinii doar cu o singură opțiune. Și dacă puneai și aer condiționat și gândiți-vă că avea climatizare pe două zone. Aceasta nu are aer condiționat, dar are un sistem de climatizare pe două zone. Acel telefon, tot felul de tapiserii pe interior, motoare mari, ajungeai ca această mașină, de exemplu, în format BREC cu motor mare și opțiuni, să coste de 3 ori mai scump decât cel mai ieftin
S-Class contemporan, acel W116, cu care de altfel și mașina asta seamănă foarte mult. Designul ei a fost făcut undeva la începutul anilor 70. Au fost lansate în producție în 1975 ca modele 1976. Primul an de producție s-au numit seriile 0,5, care sunt extrem de rare și care pot fi identificate după tetierele care arată ca niște urechi de iepuraș și care erau oarecum spartane la interior. Pe urmă, prima serie era între 1976 și 1979, a doua serie, cum este și acesta, este între 1979 și aproximativ 1982, iar din 82 până în 86 a fost a treia serie. Ele au niște mici chichițe, poți să-ți dai seama după faruri, după numărul de elemente cromate de la interior, cum ar fi, de exemplu, gurile de ventilație, după aspectul unităților de ventilație, să le numim, că nu erau toate un sistem de climatizare, volan care era mai mare sau mai mic în funcție de generație și forma butonului de avarii, de exemplu, forma tetierelor, faptul că această mașină are textil pe lateralele ușilor, unele din ele, cum este aceasta, au primit sistem pneumatic de reglaj al farurilor, opțional un sistem pneumatic de închidere centralizată și diverse alte chestiuni de rafinament, de nuanță. Trebuie să fii foarte atent ca să-ți dai seama, însă, în general, modelele luxoase au venit cu mult crom pe ele, jante mai mari, motoare mai mari, piele la interior. De asemenea, în funcție de anul producției s-a schimbat tipul de lemn folosit pentru ornamente. Cel din anii final s-a numit Zebrano Wood, o opțiune care a fost destul de mult timp prezentă pe modelele Mercedes. Au fost adăugate diverse tapiserii de pluș, veluri și tot felul de alte materiale interesante atunci când pielea nu era neapărat cea mai de top opțiune. Și așa se face că acum, la piața de second hand, un model bine păstrat cu tapiserie din pluș sau veluri este simțitor mai scump decât unul normal care are o tapiserie din vinilin sau piele. Este vorba de raritatea acestor modele și ele oricum pe piața de second hand s-au păstrat foarte bine, deoarece au fost extraordinar de fiabile și foarte puține probleme au fost în general pe motorizările pe benzină și nu neapărat că n-ar fi fost fiabile, ci pentru că piesele second hand și piesele noi de producător nu prea s-au mai făcut și ce piese mai găseai pentru ele erau de proastă calitate. Puteau să fie probleme cu aprinderea la motoare, cu pompa de apă, cu diverse garnituri, chestii de genul ăsta. Dar motoarele diesel, pentru că erau destul de slabe la putere raportat cu capacitatea cilindrică pe care o aveau, nu avea uzură. Adică ăsta este un diesel de 4 cilindri în linie de 2399 de centimetri cub, care dezvoltă 72 de cai și 137 de Nm. Este natural aspirat, nu are niciun fel de clapetă, nu are eghere, deși anumite modele americane au primit eghere pe niște variante ulterioare. Pompa de injecție este în linie și este gresată de uleiul de motor, așa că practic mașina asta merge cu orice arde, inclusiv ulei de gătit, fie el nou sau uzat, cu orice tip de motorină și de aia se numește oil motor, OM616 fiind codul, pentru că merge cu orice tip de ulei sau motorină. Și e clar că a fost gândit de la bun început să fie un motor fiabil. Raportul de compresie e foarte mare, nefiind un motor supraalimentat, are acel țăcănit specific care se manifestă mai ales la pornirile la rece și pentru că e simplu și nu are elemente complexe, n-are ce să se strice la el. Așa că realmente mai curând o să ajungi să schimbi suporți de motor, să ai pacoste legate de rugină pe o mașină asemenea veche și poate să mai cauți anumite elemente punctuale de interior. Mai crapă un plastic, mai schimbe o boxă, se mai lasă interiorul și astea sunt chestii general valabile pentru o mașină veche. Motorizările de pe această mașină au fost codificate exact după cilindrei, adică ce vezi scris pe spate este cilindreea mașinii, o treabă destul de rară în prezent, poate chiar inexistentă pe alte mașini. Și așa se face că pe parte de benzină aveam modele 200, 230, 250 și 280. Seriile 230 și 280 au avut și indicativul E opțional, care însemna Einspritzung, adică injecție capa-jetronic de la Bosch, iar celelalte motoare foloseau diverse tipuri de carburatoare. Pentru modelele 4 în linie au fost motoarele M115 și ulterior la facelift M102, care aveau relativ aceeași capacitate cilindrică, dar le diferea construcția internă. Erau niște motoare mai moderne, aceste M102-uri, care de asemenea sunt niște motoare
cu care Cosworth a făcut ceva lege prin competiții, pentru că faimosul model 2.3 și 2.5 Cosworth Evolution 1 și 2 Roman au fost modelele care au concurat în DTM cu mare succes și fiind montate pe W201, aceea a fost mașina cu care Ayrton Senna a câștigat unele din primele competiții. Și acolo am trecut toți piloții de seamă care erau retrași din activitate, cât și în activitate, și asta se întâmpla, dacă nu mă înșel, undeva în 1980 sau 1982. Pe urmă, motoarele mai mari de 250 au fost, indiferent de facelift sau pre-facelift, un M123, care era un motor mai vechi de pe seriile din anii 60, un 6 în linie, care însă consuma foarte mult, avea un consum dat la carte de vreo 14%, care cu siguranță în lumea reală e un 20, dar funcționa. Asta conta, două supape pe cilindru, un singur arbore cu came, o construcție foarte simplă. Iar modelele 280 au fost întotdeauna M110, care era un motor folosit și pe R107, pe una din cele mai interesante generații de SL. Acel motor avea doi arbori cu came, tot două supape pe cilindru, însă pentru că erau plasate foarte distanțat, generând un unghi V mare, puteau să implementeze o cameră de combustie emisferică și acel motor a fost destul de folosit la Mercedes în perioada respectivă. În cazul acestei mașini avea un litraj de 2.8. Au fost și variante cu carburator, dar și variante cu injecție KJ-tronic. Și acelea se duceau până la puteri de aproximativ 185 de cai, fiind niște modele foarte interesante. Un 280 CE, adică cupe cu injecție, a fost deținut între 1979 și 1981 de către Falco, unul din cântăreții mei preferați pe care l-am mai pus pe la audio în prezentări și despre care am povestit și despre care am o poveste foarte interesantă care s-a întâmplat ulterior unei filmări. Am filmat audio-ul 80 al lui Răzvan, am povestit de Falco, de faptul că mașina era cumva contemporană cu el și ce să vezi, când Răzvan s-a dus cu audio-ul la revizie, a găsit în spatele torpedoului o revistă din 1997, o revistă nemțească sau austriacă, în care era un articol pe larg despre moartea lui Falco, care a căzut într-o prăpastie, a avut un accident cu o mașină. Fiind oarecum intoxicat, nu se știe dacă s-a sinucis sau dacă a fost un accident, însă mi s-a părut o potrivire foarte interesantă. Eu să povestesc despre scena aia și să găsesc acea revistă care mi-a și fost oferită cadou de Răzvan și o am acasă într-o bibliotecă bine păstrată ca să nu se îngălbenească. De asemenea, pe parte de diesel au fost multe motoare, poate chiar mai interesante, fiind modelele 200 și 220D, care în primă fază erau cu un motor OM615, ceva de concepție mai vechi, care însă avea totuși arborele cu came închiulasă în un bloc ca modelele foarte vechi, pompă cu injecție în linie și puteri destul de modeste, de pe la 54 până la 68 de cai aproximativ. La facelift au venit modelele 240D, care au fost echipate cu OM616 de 2399 de centimetri, cum nu de 2404. Acest motor încă se fabrică în India de către Force Motors și echipează foarte multe vehicule militare. Motorul ăsta a făcut carieră atât pe mașini de stradă, cât și pe unimoguri și multe vehicule comerciale pe care Mercedes le-a vândut. Și este un motor care inițial era produs în Germania, doar că ulterior au externalizat producția în India. Probabil indienii l-au ales pentru că este unul dintre cele mai robuste motoare. Force Motors nu mai are nicio treabă cu Mercedes, nu le mai furnizează motoare așa cum s-a întâmplat în trecut, însă au rămas cu dreptul de a folosi acest motor. Mi se pare foarte interesantă chestia asta. Pe urmă au fost modelele 300 și 300 turbo diesel, care aveau motorul OM617, fiind exact un OM616 cu încă un cilindru, cu o capacitate cilindrică de puțin sub sau puțin peste 3 litri, adică aveau 2999 de centimetri cubi sau 3004 centimetri cubi, exact cum la OM616 era 2404 sau 2399. Chestia asta a fost făcută pentru a respecta niște regimuri de taxe stricte în unele țări care penalizau motoarele ce depășeau 2.4, respectiv 3 litri și totodată reproiectarea a presupus redesenarea camerelor de combustie pentru că toate aceste dieseluri sunt cu injecție indirectă cu pompă în linie și asta înseamnă un raport de compresie mai mare, o cameră de combustie mai mică, presiuni mai mari de lucru și un motor mai eficient. Chestia asta s-a văzut și în putere.
Acest motor, înainte de modificarea tehnică, avea 65 de cai, după aceea 72, deși ambele aveau un cuplu de 137 de Nm. Și, dragilor, asta înseamnă că mașinile astea plecau de pe la vreo 94 de cai putere pe benzină până la 185, iar la diesel între 54 și 125. Acele modele turbo diesel din America sunt foarte căutate în prezent și mașina a avut tot felul de cutii de viteze. 4 trepte manuale, cum are și aceasta, 5 trepte manuale la facelift, o cutie numită 722.1, care este o cutie automată cu convertizor cu 4 trepte cu control mecanic, care însă este cumva mai simplă, nu vine din trecut. Însă această mașină a primit și cutia 4G Tronic, care avea niște chestiuni interesante. De exemplu, kickdown-ul era mecanic și folosea un sistem interesant. Dacă o dădeai pe sport sau pe modul normal, avea un cablu numit Bowden la accelerație, care putea fi scurtat mecanic, și asta înseamnă că tu, când apăsai pedala de accelerație, trăgeai mai mult clapeta de accelerație și cutia putea să schimbe mai sus și mai turat, totul folosindu-se de un sistem pur mecanic. Avea tot felul de solenoizi care puteau să simtă anumite presiuni de lucru și să facă un kickdown mecanic fără să trebuiască să apeși pedala până la capăt. Erau cuplate și cu diferențiale cu un sistem autoblocant pe spate. Și foarte interesant, la mașina asta a fost o chestie numită Gorilla Knob, adică buton gorilă, care era folosit pentru a porni și opri mașina, deoarece fiind un diesel mecanic, el nu are electronică, nu are aprindere. Și asta înseamnă că tu, dacă ai avea un soi de control electronic, ar însemna că tai contactul și atât, dar motorul merge în continuare, pentru că dieselul ăsta, odată învârtit, el merge până se strică sau până se termină motorina. Pentru că el nu are o guvernare electronică, nimic din acel motor nu conține un cablaj de curent electronic. Singura electronică pe care o are sunt bujiile incandescente. Și primele variante foloseau acest buton, care practic oprea alimentarea cu motorina a pompei. Așa se oprea motorul. El, neavând clapetă pe partea de admisie, face așa și la oprire și la pornire. Mașina se scutură violent vreo 3 secunde și înainte și după pornire. Și este interesant că practic era o procedură ciudată. Tu opreai contactul ca să tai electrica mașinii, faruri, casetofon, lumini interioare, încălzire, ventilație, și mai operai acel buton pentru a tăia mau pompei de injecție. Mi se pare foarte tare chestia asta, aproape ca la un vehicul mai vechi din, nu știu, perioada anilor 1900. Aceste mașini, în schimb, au primit un sistem de control electronic pentru partea de aprindere, în ideea în care aprinderea înseamnă bujiile incandescente, adică ai un șoc care este tastă separată și care doar îți apasă un pic cablu de accelerație, îl trage, iar controlul electric pentru bujiile incandescente bagă curent în ele, le încinge, și de asemenea pentru oprire, pe pompa de injecție, există un solenoid vacumatic care este acționat în momentul în care rotești cheia înspre oprit, și atunci solenoidul respectiv face acea mișcare de a tăia admisia pompei de motorină. Foarte interesantă treaba asta. Altă treabă după care vă puteți da seama dacă mașinile astea sunt diesel sau benzină este că motoarele pe benzină au nevoie de aprindere, fie a mecanică electronică, fie ele carburație sau injecție. Și pentru că motoarele alea au respectivele sisteme, înseamnă că sub capot există niște mici câmpuri electromagnetice care ar putea interfera cu antena mașinii, și de aceea motoarele pe benzină întotdeauna au avut antena plasată pe aripa stânga spate. De asemenea, dacă optai pentru o antenă electrică cu ridicare automată, cum era la Cielo, toate au fost plasate pe aripa stânga spate, indiferent de model și motorizare. Motoarele diesel, în schimb, pentru că nu au electronică sub capotă și implicit nici câmpuri electromagnetice, au frumos antena asta mecanică plasată în partea din față. Niște detalii foarte interesante, am putea spune, și acolo unde a mai excelat mașina asta a fost pe suspensii. Ea folosește un sistem dublu braț pe față, însă cu niște forme destul de ciudate, o basculă inferioară ca un A sau un Y, depinde cum îl privești, și un singur braț superior care conține și bara antiruliu. Și asta, cuplat cu faptul că cei doi pivoți nu sunt cumva în linie și sunt mai înspre interior, mașina are zero scrub radius, adică axa de pivotare a anvelopei este fix pe centrul cauciucului, și asta înseamnă că în frânare nu există posibilitatea ca mașina să tragă stânga sau dreapta, și dacă ar fi fost tracțiune față, nu ar fi avut acel faimos torque steer. La vremea respectivă, Mercedes încă nu patentase sistemul 4MATIC, care a fost construit la Magna în Austria și a apărut prima dată pe W124T model, un sistem mega complicat cu niște diferențiale și actuatori hidraulici. Pe urmă,
Ce mai interesant este că are o casetă de servo direcție cu bilă recirculantă. Adică nu are cremalieră cu pinion ca la o mașină modernă, ci direcția seamănă mai mult cu una de camion, în ideea în care pe coloana de direcție ai un modul hidraulic care este asistat de pompa de servo antrenată de cureaua motorului, care are un set de bile care recirculă pe un fel de melc spiralat și capătul de ieșire este o bară care se mișcă așa, ca o limbă de ceas. În momentul în care bara se mișcă, antrenează una din roți împreună cu cealaltă, pentru că ele sunt prinse pe un fel de mecanism tip pivot. Și asta ne arată că pentru vremurile chiar și moderne este o mașină cu o suspensie cât se poate de capabilă și vreau să zic că se comportă foarte bine niște viraje accelerate. Pe puntea spate are o suspensie oarecum semi-independentă de tipul trailing arm, în ideea în care are niște brațe care prind două segmente ce pleacă de la zona diferențialului și tot acest ansamblu este prins pe un subcadru cu niște bucșe și asta înseamnă că nu se transmit acele șocuri și vibrații în caroseria mașinii și per total ținuta de drum este una de invidiat și după niște standarde moderne. Chiar este o mașină confortabilă, mai ales dacă se află în parametri tehnici destul de buni ca aceasta. Cam asta ar fi în linii mari istoria acestui model. Gândiți-vă că s-au vândut 2.700.000 de exemplare, din care doar 2.300.000 au fost sedanuri din acestea, iar 100.000 au fost cupeuri, 200.000 break-uri și celelalte în exemplare de câteva mii, acele limuzine și variante precum ambulanțe și dricuri, care oricum erau până la urmă de fabricație externă. Și cel mai vândut model în aproximativ 450.000 de exemplare este chiar acesta, un 240D cu faimosul motor OM616 pe care îmi propun să-l prezint cât de detaliat pot eu, pentru că este o minune a tehnologiei prin simplitate. Cine spune că acel Aleh este cel mai bun motor făcut vreodată se înșală. Ăsta, sincer, miroase la tobă mai puțin, pentru că are un raport de compresie mai mare, este aspirat, dar mai simplu, nu are niciun fel de control electronic, dar există o înrudire între ele. Am văzut în Rusia motoare OM616 cu pompă rotativă Bosch VE, care era montată pe asemenea mașină. Și asta înseamnă că aveau un control de injecție poate mai rafinat și poate au mai stors și ceva cai în plus. Și gândiți-vă că mașinile astea, chiar dacă nu aveau control electronic pe variantele diesel, mai ales pe OM617 Turbo, aveau un compensator barometric care putea să recalculeze cantitatea de injecție de motorină, astfel încât la înălțimi mai mari, mașina să nu dea cu fum pe evacuare din cauza aerului sărac și implicit a amestecului bogat de combustibil. Fum negru înseamnă particule de la motorină în exces, care nu apucă să ardă. Și e interesant că până și modelele anterioare, care aveau acel Gorilla Knob, puteau fi oprite și pornite cu ajutorul pompei astea care avea un debit calculat, adică putea să îmbogățească amestecul de motorină la pornire și să-l sărăcească în funcție de variantă, în funcție de niște senzori din ăștia barometrici care erau integrați cumva în pompă, totul pur mecanic. Și ca motoarele să nu se supratureze, ele au un guvernator centrifugal, pentru că practic câtă motorină le dai, atâta turație bagă până explodează la propriu. Dar chestia asta, noroc că nu are cum să se întâmple. M-am speriat un pic când am văzut ecranul camerei, 31 de minute am povestit, dar ce contează, am zis că nu fac filmele astea pentru vizualizări și da, m-aș fi un pic trist dacă aș vedea 500 de vizualizări la video, dar până la urmă sunt împăcat cu ideea că am livrat o informație pentru pasionați și sunt convins că cei care au cât de cât timp și gustă genul ăsta de modele o să privească în continuare această prezentare. Ceea ce vedem noi aici este motorul OM616 de 2399 de centimetri cub, 72 de cai, 137 de Nm. Anterior lui a fost o variantă de 2404 centimetri cubi cu același cuplu de 137 de Nm, dar o putere puțin mai mică de vreo 68 de cai, dacă mi-aduc bine aminte, sau 65. În bună tradiție a acelor ani, ordinea de aprindere este setată pe capac pentru a ști să numerotezi cilindrii și pentru a te ajuta în setarea pompei de injecție, ea din când în când trebuie calibrată, iar manualul tehnic al mașinii include foarte multe instrucțiuni pentru mentenanță și reparație. Este un motor montat evident longitudinal cu cutia pe lung, iar fiind tracțiune spate nu e o problemă de cardane pe față și tot felul de diferențiale și așa mai departe, și este un motor cât se poate de robust. Atât blocul cât și chiulasa sunt construite integral din fontă, mai exact dacă lipești un magnet, toată zona aia cu aspect ruginit va adera la acel magnet are atracție, iar acesta este un capac care probabil e dintr-un
aluminiu și el conține singurul ax cu came al motorului. Sunt curios dacă se și vede prin acest dop. Uitați o camă în partea asta. Practic sunt două came pentru fiecare cilindru, câte o supapă de admisie și una de evacuare și este un cap de tip reverse flow, în ideea în care atât admisia cât și evacuarea sunt pe aceeași parte. Și asta se face pentru a putea monta injectoarele și pompa de injecție pe cealaltă parte. Exact același stil de chiulasă a fost montat și pe 1.9 TDI, care avea turbina, după caz, evacuarea și admisia în partea din spate, dacă era montat transversal, sau în partea stângă, cum este aici, iar pe partea dreaptă, tot așa, sistemele de pompă de injecție. TDI-urile PD, evident, aveau tot un chiulas acolo. Și asta înseamnă că, periodic, capacul trebuie dat jos pentru reglajul la termic de culbutori, fiind un motor modern la vremea sa, pentru că avea arborele cu came sus aici și nu un bloc cu sistem din ăla cu tije, cu tacheți. Distribuția este una extrem de solidă, lanțul este un duplex, care seamănă mult cu cel care a fost montat pe motoare mai moderne, precum OM642. Este un utilizator care mă tot întărâtă în zona de comentarii și care susține că un OM642 V630 CDI din perioada Euro 6 are lanț simplex. Nu, tati, este lanț cu două zale, exact ca acesta. Nu există OM642 cu lanț cu un singur rând de zale. Doar în partea de jos la pompă este așa ceva. Acest motor are o construcție similară a lanțului, fiind două rânduri, lipite evident pe acela. Adică e un singur lanț, dar are zale dublate. Și el are un traseu cu o singură buclă. Adică de la arborele cotit pe partea asta este o patină întinzătoare și întinzătorul are undeva o zonă de ulei care este și în partea asta aici și plimbă o singură rolă care este cea a arborelui cu came. După aia coboară în partea de jos unde este o rolă de ghidaj care are mai multe funcții. În primul rând, alimentează prin rotație pompa de motorină, care este una de tip în linie de la Bosch, iar pe partea asta antrenează o pompă de vacuum tot de la Bosch. Și între aceste două elemente există evident un ax care este rigid legat la acel pinion. Pe acel ax există niște striații care duc la un pinion ce alimentează prin rotație un ax oblic care se duce jos în baia de ulei și antrenează pompa de ulei a motorului. Motoarele pe benzină aveau un arbore intermediar care tot așa alimenta prin rotație, de exemplu, pompa de ulei și distributorul de aprindere. Motorul ăsta însă nu are aprindere, fiind unul diesel. Pe această parte putem vedea injectoarele mecanice cu conductele astea negre de retur, conductele individuale de la fiecare injector, pompa de injecție Bosch care funcționează pe stil în linie, iar arată exact ca un motor în miniatură. Dacă sus ai 4 cilindri mari, pompa va avea și ea 4 cilindri micuți în partea de jos. Și înăuntru are un ax lung cu came, exact ca cel al motorului, doar că are câte o camă pentru fiecare pistonaș. Și ea este cumva sincronizată cu funcționarea motorului și se rotește la o viteză de două ori mai mică decât arborele cotit. Este sincronizată cu arborele cu came. Și asta înseamnă că în momentul în care cama de sus împinge, pistonul acesta este pe etapa de urcare și se injectează motorină, urmând să apară etapa de expansiune după ce motorina se autoaprinde de la aerul acela comprimat încins. Practic, accelerația este una extrem de simplă. Aici se poate vedea mecanismul de șoc, care atunci când este tras din interior, trage un pic de această tijă, practic de acolo vine respectivul element, are și un mic amortizor care se poate vedea și un arc în partea de jos, acolo, care o ține ca element pivotant. Și practic când accelerez puternic așa, această bridă în partea asta mișcă admisia de motorină în pompă. Și acolo, pentru fiecare pistonaj din acesta, există un fel de suveică rotativă, care arată ca o tastă de volum. Am atașat o diagramă ca să înțelegeți mai bine și ceea ce înseamnă că, practic, când motorul este accelerat la maxim, acea tijă descoperă o fantă care dă drumul la mai multă motorină în acele pistonașe. Este un sistem de joasă presiune și, practic, umple fiecare piston de înaltă presiune. La relanti, tija fiind închisă și având o secțiune foarte mică, dă drumul la foarte puțină cantitate de motorină, astfel încât pistoanele alea din pompă trimit către injectoarele mecanice o cantitate mică de combustibil și asta înseamnă o turație lentă.
Pe măsură ce accelerezi, secțiunea aia se deschide și pistoanele încep și înghit mai multă cantitate de combustibil, implicit turând acest motor mai mult. De asemenea, injectoarele acestea de tip mecanic au un fel de supapă cu arc, de asemenea, astea de aici au o supapă cu arc și ele sunt învinse de forța pompei. Deci, practic, prima dată pistonul când comprimă învinge arcul de aici, după aia cantitatea de combustibil ajunge la injector care are un vârf cu arc și el dă un spray de injecție în camera de ardere. Bujile incandescente sunt astea de aici, care sunt controlate de niște cablaje groase și un releu care vine din partea asta, iar toată instalația și injectoarele astea au o conductă de retur. Practic, din rezervor, prin filtru, acesta mic de motorină, este o admisie care duce în partea asta jos de tot acolo la un cot. Pe urmă, ajunge în filtru mare de motorină, de unde se duce către pompă în partea de jos. Și văd săgețile de sens. Există însă retur care colectează din injectoare înapoi la intrarea asta de aici, unde se duce practic și din pompă retur și continuă înapoi către returul general, către rezervor. Totul fiind complet mecanizat. Asta este practic tot ceea ce ține de acest motor. Filtrul de ulei este unul într-o carcasă foarte mare care se poate vedea aici. Este filtrul din acela de tip hârtie, dar care are și un cartuș metalic în partea din interior, care știu că previne scurgerea uleiului după ce a fost motorul oprit. Iar în partea din față de aici avem o pompă de servodirecție cu rezervor integrat. Se și poate vedea traseul. Pompa lucrează și trimite pe aceste conducte tur-retur către elementul de presiune servodirecție care este atașat direct pe coloana de direcție a mașinii. Ce mai interesant la mașina asta este că a avut zone deformabile, cabina este construită rigid și toate aceste zone față, spate, stânga, dreapta sunt deformabile și asta înseamnă că mașina, chiar dacă nu avea airbag-uri, era destul de sigură într-un accident în condițiile acelor ani, evident. Această concepție de cabină rigidă a fost inventată de un ungur undeva prin 1951. Revenind la motorul nostru, pe acest traseu putem vedea jos de tot acolo rola de la arbore, o curea proprie care este pentru această pompă de servo și o curea mai mare care alimentează prima dată pompa de apă și ventilatorul de răcire care nu este cu vâscă cuplaj și în partea de jos aici avem alternatorul motorului. Ce este interesant este că tot acest mecanism are o conductă proprie de gresare care ia din chiulasă ulei și bagă undeva în acest mecanism unde se află totodată și partea de pompă de apă. Foarte interesantă chestia asta. Oricum, pompa are o ieșire în partea asta de aici unde se află de asemenea și termostatul care are trimitere și către partea de climatizare din cabină unde pentru că avem încălzire pe două zone se poate vedea o supapă separator care trimite pe două trasee apa caldă și care se reîntorc în partea din motor, în spate, jos acolo. Admisia este una extrem de simplă, ai filtrul de aer aici și direct galeria de admisie, fără niciun fel de clapetă de control. De aici se poate vedea recuperatorul de gaze de Carter, care intră în centrul filtrului ca să nu-l îmbâxească, iar această conductă este cea care trage aer filtrat și îl trimite către pompa de vacuum, care de asemenea poate să furnizeze vacuum pentru sistemul de frânare și suplimentar pe această conductă este un teu care alimentează reglajul de la faruri, care este unul pneumatic. Potențial închiderea centralizată, acest solenoid vacumatic care se ocupă de oprirea motorului diesel în momentul în care tai contactul și diverse conducte de asemenea de reglaj pentru anumite mecanisme opționale pe care mașina asta le-a avut pe sistem pneumatic. În partea de jos mai observ o chestie interesantă, are dita mai demarorul, care se poate vedea acolo și are un solenoid de control, dar este la propriu real, adică vorba proprietarului, dacă rămâi fără motorină, poți liniști să ții cheia rotită și să mergi așa în viteza a doua până la benzinărie. Suporții motor care în general sunt foarte solicitați, fiind un motor de litraj mare, fără arbor de echilibrare. El mergea și mai neregulat înainte, pentru că avea doar 3 cuzineți, acesta are 5, fiind un model tehnic upgradat, acela se numea OM615. Și mai văd pe caseta de direcție un amortizor suplimentar, care probabil elimină anumite impulsuri nedorite în volan, similar unui amortizor de voblaj de la motocicletă.
Ce mi-a mai plăcut la Mercedes-urile din perioada respectivă? Arcul de la suspensie este ușor de inspectat și gresat sau de montat o presă în partea altă și capătul de amortizor se poate vedea aici. Uitați geometria suspensiei. O basculă jos, ca un Y cu arc propriu. De asemenea, amortizorul separat. În partea aceasta este bascula superioară, brațul care duce de fapt la bascula superioară și care de acolo are în prelungire partea de bara antiruliu. Și putem vedea cum centrul cauciucului este totodată și poziția de viraj. Roata se și înclină pe o parte și în egală măsură roata din interior are o înclinație în partea aceasta. Iar suspensia spate se poate vedea aici, cu tot felul de brațe planetare, diferențialul spate, sistemele de frânare, de asemenea legat de sistemul de frânare. Modelele Break aveau tamburii mai mari, pistoanele acelea de la tamburi sau de la discuri după caz, pentru că erau mașini încărcate cu sarcină mai mare. Dar în rest, tehnic, ele sunt identice, doar le diferea partea de ampatament la modelele astea coupe. Încă nu montaseră sistemul cu fierbător. La W124 vasul de lichid ștergător era plasat în partea aia pentru că era și încălzit. Și aici putem vedea pompa electrică pentru ștergătoare și care continuă și într-un reglaj pentru faruri. Astea fiind niște faruri mai târzii așa ca design. Și în perioada acelor ani puteai să dai capota peste cap. Iar la închidere trebuie să o apeși suficient, așa nu trebuie neapărat trântită, pentru că oricum este o capotă foarte grea. Încă un aspect interesant, în 1980 au fost înmatriculate 202.000 bucăți în Germania, în timp ce Volkswagenul Golf a avut 200.000 de matriculări. Este, cred că, singura dată când un model de clasă premium a depășit unul de clasă compactă economic, din punct de vedere vânzări. Și de asemenea, motoarele diesel, cel puțin astea 616 și 617, sunt cele mai longevive motoare de producție Mercedes. Ele au fost depășite doar de cele de Volkswagen Beetle, care a stat efectiv ca model foarte mult în fabricație, și de către motoarele monocilindru de motocicletă de la Honda, care, de exemplu, pe Honda Cube reprezintă cel mai vândut vehicul din istorie. Până să trec la mașină, am uitat să arăt capătul de bară de la partea de direcție cu caseta aia interesantă. Deschiderea portbagajului se face cu cheie, cu buton clasic care este în partea asta din spate de aici. Scrisul are această dungă pentru a putea lipi simultan toate aceste litere. Așa că D este de la diesel, nimic înseamnă carburator și E înseamnă Einspritzung. T este modelul Break și S este cupeul. Portbagajul mare, care are spațiu pentru roata de rezervă aici. Modelele Break aveau undeva la 500 de litri fără banchetele pliate, 817 cu ele pliate. Aveau tot așa roata de rezervă pe lateral. Și în partea de aici are și un spațiu suplimentar de depozitare unde poți să prinzi propriu-zis și roata de rezervă. E un portbagaj mare, oricum și după standardele moderne, dar nu îi se pliază bancheta pe partea din spate. Iar sunetul de închis-deschis de la ușile astea este magic. Ferească Sfântul să-ți prinzi degetul într-o ușă de asta, că rămâi fără el la propriu, adică ascultați. Are un ecou specific și uitați-vă cum e iala. Are o linie de ghidaj care intră în această prindere și un mecanism cu clemă, inclusiv cu prindere mecanică de metal. Fiind un model facelift, are textil pe partea asta de uși, materialele astea sunt dintr-un burete moale și are un mecanism foarte interesant pentru cotieră. Nu e o mașină neapărat spațioasă, dar pentru acele vremuri era mai mult decât suficient. Uitați-vă cum se mișcă această cotieră, prin faptul că ea, ca să fie ridicată, trebuie trasă din partea din spate. E foarte naturală mișcarea. Dacă vrei să ridici cotiera, de fapt, faci așa. Și se mișcă cu tot cu mână, mult mai practic. Spațiul la cap e suficient, pentru că stai foarte lăsat, sunt super moi. Tetierele astea sunt mai micuțe decât cele din prima generație. Alea mai vechi aveau o formă așa ca de ureche de iepure. Și au fost mici modificări făcute de-a lungul timpului. Manetele au fost micșorate, materialele au fost făcute mai bine. Aici putem vedea scrumieră,
care se află și pe partea ușii mele. Cotiera din față este prinsă de scaun, exact cum a fost și la W124. Și per total, o mașină de familie încăpătoare. Mânerele astea foarte mari, care erau specifice acelei perioade. Și o tapiserie din textil care merită recondiționată minor, adică doar vopsită, nu are rost să schimb efectiv scaunele pentru asta. În partea din față putem vedea și aici mânerele astea metalice, niște mici buzunărașe, spații de depozitare, manetele astea care au un element rotativ aici. Scaunele nu au reglaj, decât față-spate și pentru spătar, deci nu sunt reglaje pe înălțime, iar acest model, fiind unul timpuriu, nu are un airbag, care oricum a fost doar opțional. Cu picioarele n-ai nicio problemă deloc, având în vedere că ai motor longitudinal, nici nu contează lungimea mașinii. Un mic torpedo în partea de aici, cu capitonaj și un suport dublu de pahare, se mai vede aici și un sticker original din perioada respectivă. Parasolar cu oglindă doar pe partea pasagerului, la șofer nu există. În zona centrală încă erau cromate aceste inele, la al treilea facelift nu au mai fost disponibile. Această tastă dă drumul la aer rece de afară. Aici putem vedea reglajul pneumatic pentru faruri, dezaburirea lunetei, cele două zone de încălzire cu reglaj pentru parbriz în partea asta. Ai și un reglaj parbriz plus zonă de picioare, deci poți să reglezi și stânga-dreapta și sus-jos și aici este viteza ventilației. Un casetofon care a fost montat ulterior, scrumiera, schimbătorul cu 4 trepte pentru marșarier, ridici și pui înspre partea elaltă, butonul de avarii, cotiera care este prinsă fix de acest scaun și o mică lampă în partea asta de sus cu o oglindă cu antiorbire manuală. Această oglindă exterioară, cel puțin pe mașina asta, nu are reglaj din interior. E posibil să fie o mică adaptare de la alt model, dar după cum arată cromul, pare oglindă originală. Antena este una manuală și am explicat deja că cele opțional automate puteau fi prinse în partea din spate, iar partea de la șofer are niște comenzi suplimentare. Asta este frâna de mână, care se dezactivează tot cu o clapă, așa cum se întâmplă la modelele moderne. Comutatorul de lumini plus cele de poziție în partea asta de aici. Manetă de ștergătoare prin apăsare odată. Dacă apeși, se mișcă ștergătoarele. Rotește așa, pornești ștergătoarele. Semnalizări și partea asta de flash pentru lumini. Iar acela este șocul pentru pornirea motorului. Ăsta este un volan Nardi Torino care a fost adăugat recent. Mie mi se pare mai drăguț decât cel original, pentru că ăla e dintr-un burete similar bordului, care cumva se uzează mai ușor și nu se simte plăcut. Ăsta este un volan lăcuit de lemn, care arată mai bine, zic eu. Poate unii ar spune că nu se potrivește cu mașina, dar mie mi se pare că e un volan clasic în egală măsură. Are și un claxon propriu pe partea centrală, iar pornirea este una care ar trebui să se audă interesant. Auziți aici un tractor din altă vreme. Se pune contactul, se așteaptă un pic să se încingă bujiile. Este un sunet inconfundabil din punctul meu de vedere pentru un asemenea motor. Nu are turometru, pe vitezometru există niște indicatoare. Treapta 1 până la 40 de km, a doua până la 60 și a treia la 100. Astea sunt turațiile maximale și îți indică să schimbi. Indicator de temperatură în partea stângă, combustibil în partea superioară, presiune de ulei și un ceas mecanic care ticăie și după ce ai oprit mașina. Niște martori, cum ar fi de exemplu indicator de plăcuțe, de nivel lichid de frână, de baterie, de fază lungă și de bujii incandescente. Ceasul se poate regla de la buton și resetarea kilometrilor se poate face tot de la acel buton, iar ăsta este șocul, care prin rotație
doar turează un pic motorul, nu face nimic altceva, este un simplu cablu. El trage de accelerație ca și cum ai ține-o tu apăsată. Dar vibratul mașinii este deosebit, îmi place cum se simte, chiar dacă după standarde moderne ai zice că e o mașină gălăgioasă, dar ăsta este și farmecul. Hai să dăm o tură să vedem cum se simte. Pentru acei ani, centură retractabilă cu pretensionare era ceva. Dar pornirile astea sunt în mare fel. Și așa face până după ce oprești. Spre surprinderea mea, bagă foarte multă căldură. Deci e clar că am făcut eu un episod tehnic în care am explicat că multe din motoarele astea au avut niște aeroterme cu încălzire sau niște sisteme de încălzire a antigelului ca să compenseze faptul că dieselul este un motor care se încălzește foarte lent, având în vedere eficiența termică pe care o are. Și vibrează toată, are acest sunet specific, nici nu-ți vine să mergi cu muzică. Chiar e relaxant acest zgomot. Numai că e o mașină care evident necesită atenție la felul cum se conduce. Însă având servofrână, chiar opțional avea o tulumbă mai mare de vacuum, este performantă frânarea pentru o mașină din același an. Adică dacă o compar cu o Dacia 1310, este net superioară pe partea asta de senzație. Adică ai servo, ai suspensii independente. Mă rog, și Dacia avea pe față niște suspensii oarecum similare cu două brațe. Dar asta e o mașină cu motorul pe lung, tracțiune spate, materiale bune. Era făcută pentru alte piețe până la urmă și a fost proiectată și ulterior. Ar fi nejustificat să o compar cu o Dacia. Dar, să zic așa, patina e tot de atunci. Nu vă zic câtă lume s-a oprit să o admire. Și nu-i despre viteză, este vorba de plimbare. E clar, un model pe benzină de 185 de cai sau un turbo diesel de 125 se vor simți net superioare ca senzație dinamică, dar este despre plimbare, adică stai foarte bine în aceste scaune și se conduce liniștit, plăcut. Nu e atât de gălăgioasă pe cât pare. Se și aud pinioanele din cutie diferențial. E o mașină gălăgioasă pentru că așa erau pe vremea aia mașinile făcute. Însă una pe benzină este notabil mai silențioasă și nu are aceste vibrații. Mai ales pentru că cred că un 5 în linie diesel avea el alte avantaje, dar tot vibra. Așa că un 6 în linie benzină e motorizarea care e gândită pentru... E roșu ăștia. Cursă ca lumea, ca la autobuz, la schimbător, ușor de condus din punctul meu de vedere, adică merge relaxat, verzi foarte bine, suprafața vitrată e mare. Dar n-are cum să nu-ți placă țăcănitul ăsta de tacheț și sunetul de pompă. Are un sunet specific, mai ales că compartimentul motor este metalic și e gol. E gândit în total antiteză cu antifonarea. Dar totuși se mișcă decent, adică pentru vechimea pe care o are, mi se pare că merge rotund mașina, e ușor de folosit. Dar la mașinile astea trebuie să acționez pedalele altfel, pentru că sunt scurte și sprind bombeul piciorului sus, adică trebuie să faci mișcarea așa, nu trebuie să apeși așa, că altfel îți rămâne vârful prins pe acolo agățat. Și când e mașina rece, ambreiajul are o acționare ușor greoaie. Nu m-am uitat dacă este hidraulic sau pe cablu. Cred că este hidraulic și folosește rezervorul de frână pentru partea de presurizare.
Și, evident, neavând DSP, trebuie să ai grijă când e ud pe jos, pentru că totuși are o putere. Și fiind un tracțiune spate, s-ar putea să se bucure de fund un pic. Impecabilă l-a mers. Adică e o poveste. Și n-are rost să o critici, să spui, domne, că nu e ca, nu știu, ce mașină modernă. Nu seamănă, nu e făcută pentru asta. Proprietarul are și niște mașini moderne, are un Lexus, mai are o Honda Civic, se ocupă de mecanică, a văzut atâtea mașini. Asta a fost o ocazie, a luat-o cu un preț puțin sub 3000 de euro ca mașină pentru ce i-a făcută, faptul că nu e ruginit, asta contează la o asemenea mașină. Important e să nu fie ruginită, că până la urmă anumite probleme mecanice sunt rezolvabile, dar rugina este foarte costisitor de rezolvat. Caroseria e cea mai scumpă piesă a unei mașini. N-ai cum să o... E cea mai costisitor de recondiționat și dacă vrei o mașină proiect, decât să stai până servisuri să te chinui cu recondiționarea, mai bine caută una să te bucuri de ea, să mergi cu ea, să o conduci. Dar e senzația de autobuz, adică ții minte când mergeam cu autobuzele alea Roman sau cu DAF-urile ulterioare la școală, care deja aveau cutia automată, dar aveau... Se simte motorul ăla mare, adică ai așa o senzație de camion când o conduci, dar stai foarte relaxat în ea, adică nu... Și neavând turometru, schimb după ureche, asta mi se pare interesant. Și trebuie să ne gândim totuși că în majoritatea țărilor în perioada respectivă, viteza medie de deplasare era una mică. Adică nu goneai pe autostradă cum se gonea acum, nici măcar în Germania. Și plus că ăsta e un model de făcut pentru rezistență, pentru intrare în gamă, da. Pentru că el merge cu toate soiurile de combustibil, e făcut pentru robustețe și cine știe câte din astea încă merg în Africa. Albania s-a umplut de ele, mai ales că înainte de 1990 nu au avut voie să dețină mașini și Mercedes-ul e o mașină de statut acolo, adică reprezintă treaba asta cu fiabilitatea. Și foarte multe mașini din astea au fost pe taxi, exact în această configurație, și cu 114 și 115, modelele Slash 8, s-a întâmplat absolut același lucru. Erau gândite pentru mers mulți kilometri și fără mari pretenții de uzură mecanică. Așa, motor mai găsești pe anumite bărci de pescuit. Și este un diesel complet mecanic. Deci vreau să zic, când îl oprești, ai impresia că s-a întâmplat ceva, pentru că ai rotit contactul, bordul se stinge, nu mai are nimic aprins și motorul încă merge. Și odată, face așa și se oprește. Dar odată ce te-ai pus în mișcare, nici nu mai contează detaliile astea. Că frâna e foarte bună, deci chiar mi se pare la fel de bună ca la o mașină modernă, pentru că e și în stare mecanică bună mașina. Și motorul e decent, adică sunt mașini moderne care la 60 de cai au un comportament similar. E adevărat că e o mașină care nu e chiar ușoară. Are o tonă 390 în talon. Așa că trebuie un pic de grijă și asta înseamnă că e gândită totuși să fie o mașină stabilă. Dar o mașină de clasă subcompactă din acei ani, pe care Mercedes încă nu intrase în acel segment, pe acea piață, să zic cu Corsa, ar avea 600-700 de kg, Morris, Minor și tot felul de mașini de astea micuțe. Dar erau gândite pentru, nu știu, fără pretenții luxoase. Asta până la urmă era o mașină luxoasă, dar nu mi se părea scumpă în anii aia, adică raportat la cât costau alte modele. Dovadă că politica brandului era alta în acei ani, de a vinde niște mașini accesibile de bază și opționalele să coste, ceea ce în prezent se întâmplă pe gama de preț. Adică ai mașini care îți costă dublu din prețul opționalelor, dar dacă le iei punctual, sunt foarte multe și de-aia ajuns să crești prețul pe aceste mașini. Nu erau atât de multe opționale, adică tu îi dublai prețul dacă îi puneai ABS, airbag-uri și servo cu aer condiționat, îl triplai de fapt. Adică doar telefonul ăla costa cât prețul mașinii. Cum ar fi ca în prezent pe un Golf de 25.000 de euro să ai opțiune de Android Auto, o navigație care să coste tot 25.000 de euro? Cam ăla era impactul.
Ori, mi se pare că pe vremea aia Mercedes făcea niște mașini accesibile, dovadă că s-au și vândut foarte multe. Pentru că nu toată lumea, ca și acum, era bogată. Adică nu toți și-ar fi permis asemenea mașini, dacă erau scumpe și nu s-ar fi vândut atât de multe. Dovadă că a fost cea mai de succes lansarea lui Mercedes ca model, în afară de CLA, care, mă rog, a vândut mai multe modele în primul an. Dar să vinzi în anii ăia aproape 3 milioane de bucăți, e ceva. Și s-a repetat chestia asta. S-a repetat chestia asta de mult timp, pentru că și W123 a fost, și 124 a fost vândut în multe exemplare, și 140-urile, și modelele W212, 211, la fel, adică toate seriile alea au fost într-adevăr gândite pentru performanță și fiabilitate. Se turează frumos. E o gălăgie foarte interesantă și sincer nu mă deranjează deloc. Adică după standarde moderne ai probabil 90 de decibeli în cabină, e mult. Dar uite că ea în felul ei merge foarte liniștit. Prin faptul că e tracțiune spate și suspensii independente, e veselă ca mașina. Adică nu ai teamă în a o conduce puțin mai la limit, așa, nu să mergi neapărat bătrânește, cum e percepția generală despre asemenea modele. Ele erau destul de cuminți în esență. Adică nu o compar cu o mașină italienească din acei ani, care era mult mai fâșneață și la dinamică și la felul cum era gândită. Dar Mercedes a avut treaba asta pentru confort de-a lungul timpului și și-a scris singur povestea asta. Pleacă ușor din ambreiaj, abia îi ciupești un pic accelerația cât să nu stea fix la relanti. Alte Mercedes-uri nu știu să dea prioritate. Că acolo e un semn în partea respectivă și eu eram deja intrat în rond. Dar ce mai contează? N-ai cum să te enervezi într-o asemenea mașină. Te îmbii așa la calm. Stai relaxat, o conduci liniștit. Sper că v-a plăcut această prezentare, mie unul da, mi se pare o mașină de povestit. Sper să reușesc să filmez și modelul anterior, un W115, cu acele faruri verticale de unde și porecla aia de bot de cal. O mașină care în egală măsură a fost la fel de competitivă ca aceasta, mi se pare că treaba asta implementată de Bruno Sacco a făcut un bine mărcii, pentru că modelele noi care au apărut nu le-au făcut pe cele vechi să pară demodate și cumva se confundă. Camera a rămas fără baterie, nu contează, avem sunet de la celelalte. Ideea este că vei vedea modele precum S-clasul W116, pe care seamănă cu acesta, de multe ori se și confundă, modele care au urmat unul după celălalt, 114, 115 față de 123, care nu au o suprapunere decât de maxim un an, să semene și de aia să le confunzi, poate să fie din orice an. Așa că designul ăsta e atemporal. Poate să fie orice model pe un parcurs de 30 de ani și chestia asta n-are cum să nu placă oamenilor. Este o mașină de poveste cu adevărat. Dragilor, sper că v-a plăcut și cred că am uitat să-l menționez pe Iulian, care și el este fan al genului ăsta de mașini. Știe și limba germană foarte bine și cred că ar putea să facă o rimă interesantă în zona de comentarii. Găsește el ceva care să ne placă. Auf Wiedersehen! Ia uitați cum se oprește motor. Adică întâi se oprește lumina, bordul și de-abia după aia rotirea propriu-zisă a motorului. La revedere!